permanent cultura în livadă, spanacul cultivat în 10 ianuarie în pământ înghețat, a luat volum, deci suntem în 3 mai, deci după Revelion 3 ianuarie în pământ înghețat, 3 mai, uite aici cum arată, spanac, care a învins 3 luni de iarnă și 2 luni de pandemie. Deci 2 luni de pandemie și 3 luni de iarnă. Sau 2 luni de iarnă și 2 de pandemie. Da? Acum ia volum, care apă. Ia uite. Spanac care ia volum în pandemie. Deci viitorul planetei, carnea vegetală de spanac. Îl arunci și mergi și recoltezi după 2 luni. Spanac la greu. Popei. Deci livada cu spanac. Mai rupem câte o buriană, că asta e buriană. Așa. A crescut și buriana, dar și spanacul s-a dezvoltat. A încolțit în minus 5 grade și s-a dezvoltat pe minus grade la grădină. Dacă stau și mă gândesc, cred că am de pe aici, am filmat azi iarnă. Ia uite-l spanacul în livadă, da? 10 ianuarie 2020. Cam asta e filmarea din livadă. Distanța se respectă. Aici avem, uite, altă buriană, asta e buriană, rupem. Și o buriană la fel de dezvoltată, semănată iarna de Crăciun aici, uite, e numai spanac. Și am pus și 20 de cuiburi de fasole de început. Aici 20 de cuiburi în 5 minute. Pe mijloc am pus iar un rând de spanac experimental de 3 mai. Zona de vară. La umbra fasolei, da? Și aici încă un rând, două rânduri de spanac intercalate cu fasole. Am terminat operațiunea și pământul nu mai este nelucrat, este lucrat la maxim prin permanent cultura de livadă sau forest cultura, o altă invenție de-a mea. Forest cultura merge înainte la livadă. O zi bună și spor la treabă la grădini. Permanent cultura.